Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vom vorbi despre adevărul din spatele agresiunilor energetice și motivația pentru care acum agresiunile energetice sunt mai eficiente decât au fost oricând în istoria umanității. Dar înainte de toate să facem o oarecare introducere sau explicație a ceea ce înseamnă de fapt o agresiune energetică, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți familiarizați cu acest domeniu sau poate sunteți destul de sceptici vis-a-vis de astfel de situații. O agresiune energetică este o influențare a stării de normalitate a unei persoane prin mijloace energetice, prin folosirea gândului, a emoției, pe un anumit suport energetic, o anumită intenție transmisă de cele mai multe ori la distanță. Influența poate să fie și în proximitate, în sensul de a sta față în față cu persoana, de a fi în arealul său fizic, în proximitatea sa fizică, dar se poate face și la distanță, întrucât gândul uman și energia umană nu are limite în timp și spațiu la nivelul subconștientului. Iar ființa umană are capacitatea de a emite stringuri, de a emite anumite prelungiri energetice, ca niște tentacule energetice, dacă vreți, la orice distanță, cu viteze luminice, cumva instantaneu. Și această influență este oarecum instantanee pe diverse nivele ale ființei. Pot fi diverse forme de agresiune, de la lucruri mai brutale sau mai telurice, să spunem, cum ar fi o afectare a stării de sănătate la distanță, și acest lucru este posibil, până la lucruri mai sofisticate, cum ar fi anumite deturnări ale destinului unei persoane, anumite deturnări ale viitorului unei persoane, anumite afectări ale relațiilor de iubire pe care această persoană le are, al succesului, a unei evoluții favorabile a unei firme, a unei cariere politice, a unei evoluții sportive și așa mai departe. Prin urmare, o agresiune energetică este o influență intenționată sau neintenționată, și o să vorbim și despre aceste lucruri, la distanță, folosind energetica bioenergetica umană. Unele dintre aceste agresiuni sunt neintenționate. Se referă pur și simplu la transmiterea unei stări nebenefice sub, să spunem, impulsul emoțiilor, poate o stare de supărare, de frustrare, de ură, de gelozie, de invidie foarte intensă, transmisă pur și simplu prin trăirea de către acea persoană la adresa ta a unor stări foarte negative, fără să realizeze că aceste sentimente, aceste stări, aceste emoții produc anumite perturbări în câmpul tău energetic și în viața ta. Și acestea sunt situațiile de zi cu zi și care ni se întâmplă tuturor într-o măsură sau alta prin interacțiunile normale de viață. Există și situații în care această acțiune este deliberată, este intenționată, este făcută cu o anumită cunoaștere sau pregătire mai simplă sau mai sofisticată, și aici vorbim deja de persoane specializate, fie că au făcut o profesie din acest lucru, fie pur și simplu au o anumită pregătire în domeniu și o folosesc lipsit de scrupule pentru a obține anumite obiective sau anumite avantaje într-un mod incorrect. Dar o să intrăm într-o discuție ceva mai elaborată mai târziu. Deci cam asta ar fi de fapt ceea ce înseamnă o agresiune energetică. Acum,
Motivația pentru care agresiunile energetice sunt mult mai eficiente acum decât au fost oricând în istoria umanității se datorează, între altele, și faptului că a crescut foarte mult nivelul de energie al omului, vorbind la nivel generic, a unui om obișnuit. Motivațiile din spatele acestui fenomen mai trebuie cercetate, dar empiric s-a constatat acest lucru. De exemplu, am putut determina radiestezic faptul că energia umană, energia oamenilor, la nivel de masă, deci la nivel de oameni obișnuiți, energia unui om obișnuit a crescut cu aproape 400% față de momentul anului 2000. Poate că are legătură cu anumite schimbări la nivel planetar sau la nivel cosmic, poate că intrăm într-o altă fază și se schimbă și energetica umană, sau poate că pur și simplu felul nostru de viață modern pune ființa umană în anumite situații sau caracteristici care să îi amplifice energetica. Și vom vorbi puțin mai târziu într-o conexiune inversă de posibile explicații ale acestui fenomen. Pentru că într-o stare, să spun, obișnuită, ne fiind supus la o formă de presiune sau de efort, nu duci lucrurile la un anumit nivel de dezvoltare. De exemplu, un mușchi, dacă nu-l antrenezi, dacă nu-l supui la un anumit efort, nu crește în volum. La fel și energia. S-ar putea ca ființa umană modernă să fie supusă, datorită felului nostru modern de a trăi, presiunilor la care este supus omul în viața sa obișnuită, la un nivel atât de mare, încât organismul să se adapteze, energetica umană să se adapteze și să devină mult mai puternică pentru a face față provocărilor moderne de viață de zi cu zi. Însă, acest lucru are și niște consecințe. Dacă în urmă cu 20 de ani un anumit sentiment sau o emoție negativă de ură, de invidie, de răutate și așa mai departe avea un anumit impact datorită suportului energetic de o anumită valoare, să spunem de o unitate, acum acel impact este cu 400% mai mare, este de 4 unități. Prin urmare, crescând puterea energetică la nivel uman, crește și impactul agresiunilor pe care oamenii și le fac unii altora prin propriile lor gânduri și emoții într-o frecvență negativă. Imaginați-vă situația în care pe o mașină s-ar pune un motor de 4 ori mai puternic și acele mașini, două mașini, s-ar ciocni. Evident că impactul la acea putere, la acea viteză suplimentară ar fi mult mai devastator. Asta se întâmplă și în energetica umană și este un fenomen cumva natural, să spun în lipsa unui alt cuvânt, legat de evoluția energeticii umane pe Pământ. Mai este un fenomen. De-a lungul mileniilor, de-a lungul secolelor, omul a fost integrat foarte mult în comunitate, a fost integrat foarte mult în familie. A existat un sentiment de apartenență la grup, de apartenență la comunitate, de apartenență la un neam, la o familie și așa mai departe. În momentul în care exista o astfel de unitate, la nivelul energeticii individului, exista o conexiune și o unitate mai mare de câmp, de biocâmp, cu grupul din care făcea parte. Și când venea o anumită agresiune pe o anumită persoană, ea era cumva disipată în grup. Era ca și cum grupul, ca un tot unitar, forma o energie unitară și prelua unitar acea agresiune. Pe acel principiu al cântecului dai în mine, dai în fabrici și uzine. Deci, cu alte cuvinte, deși, să spunem, o anumită agresiune energetică, că poate era un gând de invidie, de ură, de gelozie, etc., spre un anumit individ, el fiind foarte implicat și unit la nivel subconștient, la nivel inconștient, cu grupul din care făcea parte, cu comunitatea din care făcea parte,
agresiunea se disipa cumva în grup. Imaginați-vă acel banc de pești, ați văzut în ocean, acele bancuri de pești care se mișcă la o mișcare a unuia, se mișcă toți deodată. Așa erau înainte oamenii, erau în anumite grupuri compacte și energia era compactă la nivelul grupului. E bine, modernitatea în care trăim a făcut ca omul să fie foarte egoist și egocentrist. Este o exacerbare a eu-ului, a ego-ului. Este vorba despre eu, este vorba despre mine. Apropo, s-a făcut o cercetare statistică pe convorbirile telefonice din Statele Unite la un moment dat și s-a constatat statistic că, virgulă, cuvântul cel mai folosit în conversațiile telefonice ale oamenilor era cuvântul eu. Eu, 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 eu și iară eu. Este o centrare pe sine generată de acest consumerism, de această inducere în mentalul oamenilor că trebuie să fii tu împotriva tuturor sau în orice caz tu să fii cel câștigat, nu contează în ce condiții, calci pe cadavre sau ce se întâmplă cu alții, ție să-ți fie bine, tu să fii cel care să ai parte de plăceri, de beneficii, de succes și așa mai departe. E bine, acest lucru atrage după sine și faptul că este o desprindere mult mai mare de grup. Și e pe persoană fizică, astfel încât acum când vine o agresiune energetică pe o anumită persoană, ea nu se mai disipează în grup, în câmpul grupului, al familiei, al comunității, pentru că nu mai ești unit cu comunitatea. Tot ceea ce te învață acum societatea este cum să faci mai multe ziduri mai groase și mai înalte pe proprietatea ta, este cultul proprietății private. Este cultul a ceea ce ți aparține ție, este cultul banului și al proprietății. Ori este vorba tocmai despre delimitare, este vorba despre eu versus ceilalți. Ori în această situație, sigur, ai și anumite avantaje sau anumite foloase din această exacerbare a eu-ului, a ego-ului, a simțului proprietății și a delimitării de celălalt, dar în același timp, atunci când vine o amenințare, când vine o agresiune energetică asupra ta, o iei pe persoană fizică că n-are unde să se mai disipeze. Din acest motiv, impactul pe care o agresiune energetică îl are acum asupra unei persoane este mult mai mare decât era cu zeci, sute sau mii de ani în urmă. Un alt motiv este slăbirea credinței. Am stat de vorbă cu români plecați în străinătate, la muncă, de mult timp și care îmi spuneau, Alexandru, în țările vestice, erau niște țări nordice, pe aici este aproape un subiect tabu să deschizi vreo discuție despre religie sau despre credință și să uită lumea la tine într-un mod foarte ciudat. Sunt niște societăți foarte materialiste și atee sau agnostice. În orice caz, există deja o formă de agresivitate cu privire la orice fel de manifestare sau discuție sau etalare a vreunei preocupări religioase, a vreunei practici religioase și așa mai departe. S-a trecut aproape chiar la un fel de prigonire a devii un paria dacă te prezinți ca o persoană credincioasă sau religioasă sau vorbești de Dumnezeu și așa mai departe. E bine, în această societate decăzută, în această societate în care chiar religiile și bisericile au rămas niște forme fără conținut în multe cazuri, în care religia a ajuns o chestiune formală și la care oamenii se duc la biserică de Paști și de Crăciun, să ia lumină 5 minute și eventual să se mai întâlnească cu prietenii pe acolo, pe la, ca și cum s-ar duce la discotecă, a slăbit foarte mult credința. Credința era și este o formă de protecție foarte puternică. Conexiunea cu divinitatea prin credință, în credință, dincolo de orice religie, dincolo de orice formă. Nu vorbim acum de o religie X sau de o religie Y.
cât de ideea unei practici religioase, de ideea unei practici spirituale, a unei credințe și a unei conexiuni spirituale între om și divinitate. Acest lucru le-a fost indus oamenilor să fie scos. Încă mi se pare că acum trăim o vreme mai periculoasă decât pe vremea comunismului, în care era interzisă religia, era interzisă credința, erau prigonite, erau dărâmate biserici și așa mai departe. Pentru că atunci, într-un mod paradoxal, oamenii totuși în secret, în subsidiar, se duceau la biserică, aveau preocupări spirituale, citeau Biblia și așa mai departe. Acum, în această societate decăzută în care trăim, pur și simplu oamenii și-au pierdut interesul. Este ca și cum nu mai este de actualitate să fii credincios. Este considerat un act de naivitate, de lipsă de cunoaștere și așa mai departe. Ori, cei mai importanți oameni de știință ai lumii au găsit întâlniri între știință și religie. Vorbim acum de cercetări de fizică cuantică la cel mai înalt nivel, vorbim acum de cercetări în domeniul matematicii la cel mai înalt nivel, care descoperă anumite aspecte ale microparticulelor și aspecte legate de materie și antimaterie și așa mai departe, care duc foarte mult în simetrie cu ceea ce se spune în spiritualitate și religie. Cu alte cuvinte, fizica de cel mai înalt nivel, matematica de cel mai înalt nivel au ajuns să se întâlnească cu spiritualitatea și credința în anumite puncte foarte avansate ale lor. Și a spune în acest moment, cu mijloacele de știință și de cercetare pe care le avem, că credința este o prostie, este o naivitate, este ceva pentru oamenii lipsiți de carte, de cunoaștere, de înțelegere, este de fapt o dovadă de lipsă de educație și de cultură. Pentru că nu mai este permis în anul 2022, când informația este la îndemâna tuturor, la două taste distanță, să nu știi că sunt foarte multe cercetări în domeniul științific și în domeniul energiei și în domeniul spațial și așa mai departe, care au concluzii care conduc către aceeași vectori ca și religia și spiritualitatea. Sigur, nu vorbim de niște aspecte foarte formale. Nu vorbim despre dogme, ci vorbim despre esențe, vorbim despre fundamente. Ori, în lipsa conexiunii cu divinitatea, omul se lipsește singur de cea mai mare protecție pe care o poate avea. Pentru că pur și simplu este o conexiune vibratorie de cel mai înalt nivel, care te ridică deasupra vibrațiilor joase și te protejează prin această conexiune. Un alt subiect este faptul că tehnicile energetice de diverse feluri sunt foarte la îndemâna tuturor. Iar oamenii la nivel de masă, din păcate, sunt încă într-un nivel de conștiință foarte jos, în care dominante sunt sentimentele de agresivitate, de ură, de concurență, de egoism și așa mai departe. Și la acest nivel este o tentație destul de mare să folosească orice fel de mijloace, inclusiv cele energetice, pentru a-și atrage un avantaj incorrect sau pentru a face rău altor persoane. Și faptul că la nivelul societății încă nu se înțelege foarte bine acest fenomen face ca el să nu fie în acest moment pedepsit de către lege. Dacă o persoană se duce și dă o palmă sau un pumn unei alte persoane, automat este responsabil legal, poate să vină poliția, procuratura să aibă anumite acțiuni legale împotriva acelei persoane. Dar dacă cineva face o acțiune de atac energetic, această acțiune nu intră în spectrul legal. Pur și simplu, legea umană la acest moment nu sancționează aceste lucruri.
și, prin urmare, le face disponibile celor care vor să facă rău fără a plăti un preț uman. Spun fără a plăti un preț uman pentru că vor plăti un preț karmic, vor plăti un preț în legile divine. Orice facem în lumea aceasta generează un efect care, prin efectul de bumerang, se întoarce la noi. Și așa cum îți aștern, așa dormi, cei care fac rău vor primi în viața lor acel rău într-o formă sau alta. Vom continua incursiunea noastră în lumea agresiunilor energetice. După o foarte scurtă pauză publicitară, revenim. Discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Cum îi poate ajuta telemedicina? Cum îi pot susține asigurările de stat și asigurările private? Ce căi și soluții are bolnavul? Dacă ne-am despărțit de cineva, nu înseamnă că ne-am despărțit de iubirea cu I mare. Dacă a plecat un prieten de lângă noi, nu înseamnă că prietenia dispare. Despre piețele financiare, piețele de capital, fenomene macroeconomice, inflație și tot ce ține de acest spectru. Vorbim despre tehnologie, vorbim despre digitalizare, vorbim despre smart city, vorbim în general despre lucrurile care sunt în jurul nostru. În seara aceasta avem un invitat cu totul și cu totul special pe fostul internațional, fostul fotbalist Robert Niță. Bine ai venit alături de noi, Robert! Bună seara, mulțumesc de invitație! Astăzi vom vorbi despre șamanism și am intitulat ediția din această după-amiază a emisiunii Oameni și Cărți, Învățăturile șamanilor incași în România. Sunt Teodor Constantinescu și vă invit să-mi fiți alături la o nouă emisiune Liceeni Smart. E diferit. Ne-am reîntors, dragii mei, și continuăm cu un subiect foarte important și despre care nu se vorbește aproape nicăieri la nivelul impactului real pe care îl are. Este vorba despre social media și prezența voastră pe social media. Este un fenomen nou în istoria omenirii. Unele rețele sociale au apărut de 15-20 de ani, altele sunt foarte recente și oamenii nu au un istoric să realizeze cu adevărat, să decanteze efectul și impactul pe care îl au în viața lor aceste rețele sociale și felul în care ele au schimbat viața planetei. Sunt foarte multe implicații și consecințe. Aceste rețele sociale au și părțile lor pozitive, în sensul în care trăim într-o lume mult mai conectată și în care, prin intermediul rețelei sociale, poți teoretic să ajungi la aproape oricine pe planetă, să fii conectat cu acea persoană, să-i urmărești activitatea și așa mai departe. Poți să-ți promovezi la nivel global produsele și serviciile. Lucruri instantanee și cumva fără precedent în istoria umanității. Însă, dragii mei, dacă înainte îți cumpărai o mașină șmecheră și ți-o parcai în fața casei,
te invidia vecinul de vis-a-vis, poate doi vecini de pe stradă și doi prieteni mai invidioși. Și asta era tot. Aveai 5 persoane care să te invidieze. Imaginează-ți că ai fi pe stradă și ar veni 5 persoane pe rând să-ți dea câte un pumn în față. Probabil că te-ai resimți, ai avea un ochi vânăt, în sfârșit, ai rămâne cu anumite sechele, dar să spunem că ai supraviețuit după niște gheață pusă pe față, ai ieșit de acolo cât de cât pe picioare. Dar imaginează-ți acum că în loc de cei 5 oameni care vin să te lovească în față, sunt 5.000. Dacă ați văzut filmul Unbroken, regizat de Angelina Jolie, este acolo cazul unui fost atlet de performanță căzut prizonier într-un lagăr japonez și cel care conducea, japonezul care conducea lagărul, capătă un fel de pică pe acest sportiv și la un moment dat pune toți prizonierii din lagăr să treacă prin fața lui și să lovească cu pumnul în față toți prizonierii de acolo, până când săracul ajunge efectiv lat. Imaginați-vă că dacă ați luat 5.000 de pumni în față, ați ajunge propriu-zis fără chip, ați ajunge doar o masă de carne. Ei bine, asta se întâmplă în momentul în care postezi ceva pe social media și în loc să iei niște emoții și energii de invidie sau de rivalitate sau de concurență de la 5 persoane, cum se întâmpla înainte când dacă te invidia cineva, te invidia cineva din familie, 2-3 cunoscuți, relațiile interumane erau restrânse. E, acum dacă ai 5.000 de prieteni, este ca și cum iei în față, în loc de 5 pumni, 5.000 deodată. Impactul asupra energiei umane este devastator și oamenii nu sunt conștienți de acest lucru. Cum îți poți distruge viața pur și simplu, sau ani de viață, sau luni de viață, cum îți poți distruge destinul, sănătatea, succesul și așa mai departe, postând lucruri care să atragă foarte multe energii negative. Și, din păcate, majoritatea energiilor pe care le atragi pe social media vor fi negative, din două motive. Odată că multe lucruri pe care oamenii le postează sunt dintr-un fake life, adică, de fapt, viața lor nici nu este așa. Pozează într-o viață mult mai de succes, mult mai frumoasă, mult mai spectaculoasă decât e în realitate. E atât cât poate prinde camera într-o secundă, acea secundă foarte regizată pentru a da foarte bine. Iar acel dat foarte bine trezește în aval foarte multe invidii, probabil la 90-95% dintre oameni, și poate niște sentimente pozitive de încurajare, de inspirație și așa mai departe la 5%. Dragii mei, dacă social media nu ar fi pentru mine un mijloc profesional, dacă munca mea nu ar fi de educare în domeniul spiritual, în domeniul de dezvoltare umană și nu mi-aș propune ca ceea ce am de transmis să ajungă la cât mai mulți oameni pentru a schimba viața cât mai multor oameni în bine, în această secundă mi-aș închide toate rețelele sociale, toate prezențele de oriunde. În afară de cazul că ai niște motive profesionale, de business, de expunere a unei afaceri, a unui produs, a unui serviciu și așa mai departe, prezența la nivel personal pe social media nu face decât să te expună simultan atunci când postezi niște lucruri la energii de la mii de oameni sau poate zeci de mii de oameni sau sute de mii de oameni dacă ești o persoană foarte populară, de regulă de vibrație foarte joasă, pentru care nu ai antrenamentul, capacitatea și pregătirea să reziști, să le gestionezi. Este ca și cum ți-ar veni dar nu o găleată cu lături pe față, pur și simplu un tsunami cu lături pe față. Pentru ce așa ceva în viața ta? Dar oamenii nu conștientizează aceste lucruri și
nu înțeleg de ce de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta le scade succesul, li se blochează afacerile, li se blochează banii, li se blochează sporul, li se strică relațiile și încep certuri și așa mai departe, pentru că încasează sute sau mii de programe energetice și informaționale în urma diverselor postări pe care le fac și care arată cumva o viață de vis și generează fel de fel de emoții de răutate, de invidie și așa mai departe. Psihologia umană reală nu este cea cu norișori și mult roz și steluțe. Este, din păcate, aceasta pe care vă descriu acum. Și din punctul meu de vedere, este aproape sinucigaș să stai pe social media în lipsa unei pregătiri de specialitate în domeniul energetic și spiritual, care să îți creeze niște condiții de a fi într-o anumită măsură protejat, nu 100%. Un alt motiv pentru care agresiunile au mult mai mult efect acum decât oricând și oamenii sunt foarte expuși este datorită faptului că răul se face mult mai ușor decât binele. Și nu e nevoie de o cunoaștere foarte sofisticată ca să faci răul, pentru că, din păcate, este suficientă o cunoaștere rudimentară sau o energie foarte puternică pusă pe o intenție rea, fără ca persoana neapărat să aibă foarte multă cunoaștere și să producă ravagii în energia unei persoane, pentru că subconștientul însuși găsește căile, modalitățile și modalitatea de impact în structurile multidimensionale ale celuilalt, fără ca persoana la nivel conștient și rațional să aibă vreo cunoaștere. În schimb, ca să repari ceea ce a stricat o astfel de persoană, este nevoie de pregătire foarte sofisticată, cunoaștere și potențe energetice foarte sofisticate. Ca să înțelegeți, dacă cineva vine și mă lovește cu un pumn în față și îmi scoate doi dinți, n-are nevoie să știe nimic despre dantură. N-are nevoie să știe nimic despre stomatologie, n-are nevoie să fi studiat stomatologia și așa mai departe, să știe să facă operații dentare, etc. Dar ca să-mi pun dinții aia înapoi, trebuie să mă duc la o persoană foarte specializată, cu cunoaștere, cu mulți ani de studiu, de practică și așa mai departe, ca să repare cu foarte mult efort și foarte multă cunoaștere ceea ce a făcut o persoană brută și agresivă fără niciun fel de cunoaștere. Deci, acest exemplu foarte simplu, transpus la nivel energetic, este echivalent. Răul se poate face foarte ușor, binele se face greu, cu cunoaștere, cu sofisticare. Mai este un fenomen foarte grav și pe care l-am constatat de ceva ani, și anume coruperea de partea răului a unor persoane care au fost cândva benefice, care au avut cunoaștere benefică sau chiar care au condus școli de spiritualitate benefică. Asta aduce cu sine mai multe lucruri rele deodată. Punctul 1 este faptul că cei care fac rău cu cunoaștere, cu intenție deliberat, nu mai sunt niște femei cu trei clase și cu trei fuste lungi pe ele, care fac niște lucruri destul de primitive, la nivel de magie neagră, la nivel de lucruri de genul acesta, de farmece, de blesteme, etc. Ci vorbim de niște persoane cu foarte multă educație, cu foarte multă pregătire, cu foarte multă sofisticare, care, din anumite motive legate de carențe de caracter, legate de orgolii, legate de lăcomie, legate de invidie, de concurență, aleg pentru anumite avantaje umane sau pur și simplu din dorința de a se răzbuna sau de a face rău cuiva sau pur și simplu din lăcomie sau din dorința de a-și asigura un avantaj incorrect și imoral și neetic, aleg să treacă de partea răului și să folosească distorsionat instrumentele binelui. Asta înseamnă oameni mult mai sofisticați care fac rău. Asta înseamnă oameni care cunosc tehnicile benefice și știu ce ar putea să facă oamenii benefici ca măsuri de protecție.
Asta înseamnă inclusiv lupi în blană de oaie, pentru că mulți dintre acești oameni continuă să pozeze în faptul că sunt în continuare niște oameni benefici, cu principii benefice, și să inducă pe căi greșite adepții pe care i-au, ba chiar mai mult să le deturneze energia sau să le instaleze o serie de programe pentru a le folosi în atac la nivel de masă către anumite ținte pe care ei le au, pe modelul atacului cibernetic, în care instalezi un virus în 50.000 de calculatoare și virusul dă ordin să atace o anumită țintă informatică pe care hackerul o are. Acest lucru mi se pare, din păcate, trist, dar este real și arată faptul că cei care s-au ocupat de spiritualitate în România până acum, la un nivel, să spun, mai de elită, nu au avut caracterul, valorile și puterea să reziste la diverse tentații și, din păcate, unii dintre ei s-au transformat în exact opusul a ceea ce ei au fost, sau s-au transformat în exact lucrul împotriva căruia ei militau la începutul activității lor. Este foarte trist, dar este un adevăr. Există oameni care folosesc orice fel de mijloace incorrecte pentru a câștiga. Și câteodată această lipsă de scrupule înseamnă transpunerea și în domeniul energetic, motiv pentru care și în domeniul sportului, și în domeniul politic, și în domeniul militar, și în domeniul artistic, și așa mai departe, în domeniul afacerilor, se folosesc tehnici energetice malefice pentru ca unii să își asigure niște avantaje incorrecte sau pentru a-și ataca adversarii, pentru a se asigura că aceia sunt blocați, sunt deturnați, sunt puși pe piste greșite, sunt băgați în fel de fel de probleme și să rămână ei singurii care să se ocupe de un anumit domeniu, o anumită cotă de piață, o anumită nișă și așa mai departe. Există o pervertire a valorilor în societate. Pur și simplu, totul este de vânzare, caracterul nu mai contează, până și sufletul este de vânzare. Trăim într-o societate în care se induce oamenilor ideea de succes cu orice preț, faptul că banul este ultima valoare. Am mai vorbit despre bani și perspectiva mea este că banul este o energie neutră. Nu este ceva rău sau nu este ceva bun. Poate fi ceva foarte bun pe mâna unor oameni foarte bine intenționați și care pot să facă lucruri minunate cu bani. Dar atunci când devine un scop în sine și când mijloacele pentru obținerea lui devin imorale, ilegale, neetice sau chiar destructive, atunci este o problemă. Și din păcate, această inducere la nivel de masă în societate a faptului că nu mai contează nimic decât să fii tu cel care este mai cu moț, duce la faptul că oamenii sunt dispuși să apeleze la persoane cu cunoaștere malefică sau ei înși să facă fel de fel de practici pentru a fi ei avantajați, chiar dacă acest lucru este împotriva legilor divine. Așa cum am spus, acest lucru nu este pedepsit încă de legile umane, dar în legile divine ei vor primi plata lor într-un fel sau altul. Trăim într-o lume în care este exacerbat foarte mult și ego-ul și acest orgoliu al oamenilor, fie că nu cred în așa ceva, fie că mie nu se mi se întâmple niciodată, nu mi se poate întâmpla și așa mai departe. Tu poți să nu crezi în legea gravitației, dar dacă te arunci de la etajul 10, cu siguranță vei suferi efectele legii gravitației. Nu contează ce crezi sau ce nu crezi. Există niște realități obiective, universale, iar conexiunea energetică între indivizi și posibilitatea de a influența în bine sau în rău pe cineva în mod energetic este o realitate. Din păcate, puțini oameni folosesc aceste capacități, aceste puteri pentru a face bine.
Și foarte mulți oameni le folosesc pentru a face rău. De ce? Pentru că asta este natura umană la nivel de mase. Asta este nivelul de educație, astea sunt emoțiile pe care oamenii le trăiesc, asta este nivelul de conștiință. Omenirea a transformat în armă orice descoperire inițial benefică a umanității. Dinamita n-a fost descoperită ca să se facă războaie, a fost descoperită pentru exploatări miniere și așa mai departe. Un alt subiect este legat de faptul că nu există protecție absolută. În afară de cazul că ai fi sfânt și ai trăi în sfințenie, ceea ce în lumea modernă de astăzi este aproape exclus, dacă vrei să ai o viață inclusă în societate și relații normale în societate, este imposibil să fii impecabil. Motiv pentru care, într-o măsură mai mare sau mai mică, poți să fii vulnerabil. Cu ce te ajută pregătirea energetică și spirituală este faptul că impactul pe care îl are o agresiune energetică asupra ta este mult mai mic. Dacă eu nu aș avea pregătirea pe care o am, probabil că în acest moment nu aș fi în fața dumneavoastră să vă vorbesc. Dar faptul că sunt în fața dumneavoastră să vă vorbesc este pentru că am pregătirea necesară ca și în situația în care am fost expus de-a lungul vieții mele la multe feluri de atacuri de tip energetic și informațional, pe multe planuri, în forme foarte sofisticate, în forme foarte brutale câteodată, eficiența lor asupra mea a fost de un procent mic, nu zero, din păcate, pentru mine, pentru că, așa cum v-am spus, nimeni nu este untouchable, dar într-un procent suficient de mic încât să nu producă daunele pe care le intenționau atacatorii sau atacatorul, dar spun atacatorii pentru că de regulă sunt lași și atacă în haită, nu atacă de unul singur. Iar al doilea subiect este faptul că chiar și în situația în care ceva te pune jos sau apare o problemă, are o anumită eficiență, un anumit tip de atac energetic asupra ta, ai cunoașterea și capacitatea de a te ridica în picioare foarte rapid. Și în loc să-ți ia o jumătate de an sau un an sau 5 ani ca energetica naturală a ființei tale să prelucreze acea problemă și la un moment dat să se disipeze și să se ducă, să poți să rezolvi asta în materie de minute, de ore, de zile, în orice caz nu de ani. Din acest punct de vedere, este aproape vital să ai o pregătire subtilă foarte avansată. Mie mi se pare cumva aproape de supraviețuire în lumea pe care eu o înțeleg și o cunosc acum. De aceea am și pus la punct ceea ce eu consider a fi un curs extrem de avansat. În opinia mea, poate sunt subiectiv, poate cel mai avansat curs în domeniu, cel de expert protecție subtilă, pentru a da oamenilor instrumentele să se poată proteja, să fie în cunoștință de cauză, să poată verifica niște lucruri, să poată să intervină, să facă niște lucruri. În domeniul protecției există două tipuri mari și late de protecție, dacă este să simplific foarte mult, poate trei. Al treilea fiind sacralizarea vieții, dar așa cum am spus, este foarte greu să ajungi la un nivel de sfințenie și de conexiune cu Dumnezeu atât de mare și de îndumnezeire atât de mare încât o agresiune asupra ta să fie de fapt o agresiune asupra lui Dumnezeu. Adică ceea ce era înainte o disipare a unei agresiuni în comunitate, în grup, în familie, cum v-am spus, să fie de fapt o agresiune împotriva lui Dumnezeu pentru că tu ești una cu Dumnezeu. Este foarte greu să ajungi acolo, dar este necesar să ai și această componentă inclusă în viața ta și atât cât o realizezi este bine de realizat. Dar altfel există două forme de protecție. Există o formă de protecție defensivă și există o formă de protecție ofensivă. În ceea ce mă privește, am început cu prima, cu partea defensivă, fiind o persoană foarte pacifistă de felul meu. Dar văzând nivelul de agresivitate la care a ajuns lumea, lipsa de scrupule, de ticăloșie la care au ajuns unii, inclusiv dintre cei care cândva au fost niște persoane benefice și au ajuns pervertite și corupte, am ajuns să predau și niște tehnici de protecție ofensivă, în sensul nu de a folosi, de a răspunde cu aceeași monedă, pentru că asta ar fi o formă de magie neagră și
acțiune care ar avea anumite repercusiuni karmice, dar există niște tehnici, niște metode de a te asigura că persoana care a făcut un atac odată nu îl va mai putea face și pe al doilea. Cumva, fără să știu, pentru că la vremea respectivă nu studiam Krav Maga, dar seamănă, se aliniază un pic tehnicile, o tehnică de artă marțială aceasta israeliană, în care, în esență, nu există apărare fără atac, cam asta e filozofia acestei arte marțiale, în ideea că dacă o persoană a dat o lovitură din apărarea ta, acea persoană nu mai are șansa să o dea pe a doua. Cam asta este cumva ceea ce înseamnă protecție energetică ofensivă. Există, apropo de sofisticare, agresiuni indirecte și asta este mult mai greu de perceput. Atunci când există o agresiune directă către tine în biocâmp și dacă ești o persoană antrenată, cu extrasensibilități, cu percepție energetică și așa mai departe, se sizez lucrul ăsta imediat. Dar în momentul în care există niște agresiuni indirecte, în sensul de agresiuni prin egregoare sau prin conectarea ta la anumită egregoare, prin agresiuni pe o anumită organizație sau firmă sau colectiv, pe alte persoane din anturajul tău personal sau de muncă, pe zona de succes, de destin, de bani, pe zona de imagine, pe anumite domenii de activitate pe care lucrezi, aceste lucruri sunt mult mai greu de perceput, pentru că sunt într-o zonă cumva mai imaterială, mai abstractă și mult mai greu de perceput. Și câteodată ce se întâmplă este că te bagă într-o morișcă de situații și de întâmplări în care ești afectat la nivel de stare, de activitate și așa mai departe, fără să-ți dai seama că este o agresiune. Este ceea ce spunea un clasic în viață, nu vă duceți după fentă. Deci aceste agresiuni indirecte au menirea de a te scoate după șine, fără să sesizezi că e de fapt vorba de o agresiune și a te afecta și a te perturba. Și apropo de agresiuni foarte sofisticate, am văzut agresiuni cu lumea de dincolo și cu suflete din lumea de dincolo, sigur, de un anumit nivel și o anumită calitate, pentru că nu se pretează orice acolo. Am văzut agresiuni cu entități demonice, am văzut agresiuni chiar folosind anumite ființe extraterestre, deci nu entități, nu suflete plecate, nu demoni, ci pur și simplu alte tipuri de existențe non-terestre cu o energetică mult mai puternică decât cea umană, dar cu intenții și vibrație mult mai joasă și care cumva sunt dispuse să se lase folosite sau care intră în acest joc. Cu alte cuvinte, dragii mei, ceea ce v-am spus acum reprezintă cumva o imagine de ansamblu cu foarte multe elemente care vă arată că trăim de fapt într-un fel de junglă din ce în ce mai greu de manageriat, pentru că mijloacele materiale ale omului au crescut, mijloacele tehnologice ale omului au crescut, dar caracterul, din păcate, a evoluat. Valorile au evoluat. Omul nu mai are același simț de responsabilitate, de sacrificiu, de loialitate, de onoare, de demnitate și așa mai departe. Omul a uitat să fie om înainte de toate și a ajuns pur și simplu o ființă egoistă care este pe principiu după mine potopul. Și este poate cumva un wake-up call, un apel de deșteptare că este momentul să deții în portofoliul tău instrumente foarte avansate de protecție subtilă. Sigur, eu recomand cursul meu, cel de expert protecție subtilă. Am obișnuit de-a lungul timpului să mai recomand și alte lucruri și alte persoane, dar am avut anumite dezamăgiri sau deziluzii și am zis pe principiu ce faci cu mâna ta e bun făcut, că nu mai asum responsabilitatea să recomand pe nimeni și că
ceea ce știu că fac eu, pot să am garanția că este o anumită recomandare pe care pot oricând să o girez și să am încredere în ea. Aceasta a fost prezentarea din această seară. Sper că v-a fost utilă și de folos. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Emisiune prezentată de School of Light. Și-am intitulat ediția din această după-amiază a emisiunii Oameni.